Bună seara și bine v-am regăsit! Este vineri, este o nouă întâlnire și o nouă emisiune, o nouă discuție și un nou grup de invitați pentru voi toți cei, toți cei care ne ascultați. Sunt Dan Pârvu și alături de mine, de această dată se află Diana Dumbrabă și Valentin Hotea, Diana Dumbrabă actriță, Valentin Hotea regizor. În primul rând vă urez bine ați venit în cadrul acestui studio și a acestei emisiuni. Sunt onorat să vă am alături. Tema acestei discuții o constituie filmul Roxanne în care dumneavoastră sunteți protagonistă. Da, așa e. Bine v-am găsit. Vă mulțumim. Bună seara și uh, eu. Și eu și radioul pentru că vă aflați aici și sper că și ascultătorii. Este o ocazie să stăm de vorbă cu oameni care produc film și acum filmul este foarte la modă, a trecut în trendul cu gimnastica, a trecut și în trendul cu fotbalul. Acum ne ținem de lucruri mai serioase, ne ținem de fotbal. <laughs> de fotbalul ăsta nou numit film. Așa că uh, v-aș pune prima întrebare. Ce înseamnă să faci film acum în România? E pentru mine? Sau pentru... pentru mine? Cine vrea să Din încum. punct de vedere al unui actor, să faci film în România, și acum mă refer la mine ca actriță, pentru că sunt de genul feminin, rolurile sunt mai puține, Uh, se pare că actorii, mă refer la bărbați, au mai multe șanse să facă film după film. Există uh, explicație pentru asta? Uh, da, rolurile masculine sunt uh, mai multe, mai des uh, întâlnite în scenariile românești decât cele feminine. Iar cele principal feminine sunt. Uh, și mai destul puțină. de rare, destul de rare, asta vreau să spun. Da. Nu știu de ce, poate o să vă răspundă domnul Hotea, regizorul. E vorba poate de scenariști? Că e vorba de scenariști și să nu uităm că regizorii noștri români scriu pornind de la experiențele lor imediate, experiențele pe care le-au trăit și mă gândesc că probabil nu stăpânesc foarte bine psihologia feminină. Mamă, ce început abrupt. <laughs> a venit Mamă. de sus în jos, așa ca un slam dunk mă simt de ăla. de bine să <laughs> e de rău. Oricum, ce mai contează? Asta este explicația mea. Da. Altfel poate să răspundă Valentin mă. mai bine de ce rolurile principale din filmele românești sunt în marea majoritate masculine. Sunt M pentru o să-mi permit actă. o întrebare mai intimă, așa, este și un soi de nemulțumire a dumneavoastră? Într-un fel, da, și poate că nu numai a mea, a tuturor actrițelor. Toate ne dorim să facem film, să facem roluri principale, ne mulțumim și cu cele secundare, n-ar fi o problemă. Ele sunt și nu sunt, nu toate avem șansa să lucrăm în film. Eu, ce să vă spun, că fac un rol principal la 10 ani după Maria. În rest, am făcut roluri mai mici, roluri secundare, roluri de mai mică întindere. Dar, da? de obicei, să... nu se întâmplă pe dos în momentul în care e un premiu și nu un premiu oarecare ca cel de care vorbim în cazul nostru, anume, premiul pentru interpretare feminină, un leopard de argint în 2003. N-ar fi trebuit, sau măcar așa, în teorie sună, cererile... Păi ar fi trebuit, dar asta ar fi însemnat să și conteze aici general premiile inter internaționale contează mai mult acolo. Dincolo. Sigur, ești mai apreciat acolo decât aici. Astăzi. Și asta a însemnat o deschidere pentru dumneavoastră pe exterior? Um, la momentul acela da, dar uh, e foarte greu să-ți găsești astăzi un agent uh, în străinătate și uh, cei care au reușit să-l să și găsească în general au, au lucrat în coproducții în sensul că acele filme nu sunt filme românești produse în totalitate în România, da. ci sunt făcute cu englezi, cu americani, cu francezi și atunci impactul e mai mare, sunt mai interesați. Dacă e doar film românesc, nu interesează niciun agent să te contacteze. Acum e principiul acela din drept să ascultăm și cealaltă parte. Sigur. <laughs> Am, trebuie să mă apăr aici. Ca a început uh, violent. Cu Y. <laughs> da. Am spus adevărul meu. Uh, da. uh, să, încerc să reiau puțin. Uh, da, pe de-o parte, Diana are dreptate. Probabil cel mai mulți dintre uh, regizori fiind uh, bărbați, fiind de gen uh, masculin. Acum, nu știu, poate mai mult sau mai puțin uh, scriu din pornit de la experiența lor proprie, nu toți, doar câțiva cred. Și cei care o fac și zic lucrul ăsta, dar nu toți o fac, recunosc. Uh, da, și fiind bărbați, în fine, cumva să mai apropiați de ei, să și... mai bine moleculele, <laughs> da. dar iarăși nu cred că e un ad adevăr absolut. Uh, au fost și filme scrise de bărbați care au avut uh, personaje principale feminine, vezi, nu. Dau primul exemplu, care vine în cap, chiar Maria, filmul în care a jucat da. Diana și pentru care a luat acel premiu, de care probabil vom mai discuta pe parcursul emisiunii. Uh, problema însă cu distribuirea actrițelor, dar chiar și actorilor, este mai este următoarea. Totul se fac foarte, 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 foarte puține filme în România. Uh, Aha, dar se au foarte, 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 foarte multe premii. Se pare. În afară, în afară, în afară, în afară. <laughs> și nu interesează, nu interesează, nu interesează, nu interesează a, aici prea mult. Vorbeam și cu Diana și chiar și cu Ada Solomon, producătarea filmului în România. Se întâmplă o chestie, uh, indiferent cât de apreciat ești în afară, când te întorci înapoi în țară, a, absolut întotdeauna, dar absolut întotdeauna, practic o iei de la început, de la zero, ca și când nu s-ar fi întâmplat uh, nimic. Dar de ce? E ca și cum nu când știu. E normal să fie așa? Așa se întâmplă și nu, eu... dincolo? Cred că ține, scuze-mă puțin, da. dar cred că până la urmă ține de pur și simplu o forță, nu știu, a societății, a economiei. Până la urmă, ca să faci un film, cum am spus, să fac foarte puține, pentru că sunt bani foarte puțini, e o luptă foarte mare și o luptă de anduranță, așa, care ține ani și ani de zile. Deci dacă n-ar fi pasiune, filmul ar ar muri. Nu vine cineva să-ți de o comandă. Vezi că vreau să fac un film despre, nu știu, despre Țepeș sau despre fetele de, de la Videocet. Nu vine cineva. Uite, am banii ăștia. Dar despre am fetele de la asta. Sau despre fetele de la Căpâlna. care e problema? Mie-mi plac fetele, deci n-am nicio problemă <laughs> dacă mi s-ar propune așa ceva. Într-o vreme păreau Fete... trend de țară fetele alea de la Căpâlna. Da, da. Alegeai șase din ele și, în <laughs> fine. Uh, deci, nu vine nimeni să zică, uite... Te finanțez eu și vreau să fac filmul ăsta. E un studio mare. Da. Și de aceea, filmele pornesc de la tine, pornește de la autor, de la dorința lui de a spune, de a spune o poveste. Și cumva singur trebuie să se zbată pentru asta. Și. De aceea, chiar dacă reușești odată să fac un film și chiar dacă filmul ăla să zicem, are succes în afară printr-un premiu sau altceva sau chiar și în țară, prin faptul că atrage ceva mai mult decât 20 de oameni într-o sală de cinema, odată terminat, când mai vrea să mai facă încă unul, din nou, o ia de la început. Repet, pentru că nimeni nu vine, mai ai făcut chestia aia, uite, acum vreau să-ți ofer posibilitatea de a continua. Nu, trebuie să-ți oferi de fiecare dată tu singur și să te zbați pentru asta și să găsești și pe cei potriviți, să zicem, sau care sunt în acord cu tine și nu, care împreună să porniți la, la luptă. Mă refer la un producător, să zicem. Da. Asta, pe de-o parte, nu ar trebui să fie... Un stimulant, te lupți, nu vine totul de la sine, dar am bănuiesc că asta implică și multă oboseală la un moment dat, uzură păi, psihică păi și implică. insatisfacție, nu? Că da. rata de succes e mult mai mică de obicei decât rata da. de încercări da, eu, eu, ratate. Eu, cum am spus, e de anduranță. Acum, ca să fiu mai bineînțeles, pot să, că poate că nu e foarte frumos, dar, uite, dau exemplu acestui film, Roxanne, a durat ani de zile până când, până când el să poată fi arătat pe ecrane din diferite motive. E, dacă nu țineai, dacă nu ții la poveste și, la, și nu, chiar nu vrei să-l faci, vă dați seama, după ani de zile, ce să zic, 3, 4, 5 ani, Ți, ți se ia ți și ție. Ți Bine, sper că nu mi s-a luat și nu mi s-a luat. Vreau să continui. Da. Dar Trebuie să ai mușchiul la în tine. Care să, să fie să întărit fă, cumva și rigid. Da, să, să fie. Da, da, nu, e bine să fie flexibil, pentru că poți primi, multe lovituri. Trebuie să poți să. te da, Mă gândeam și, să nu mai simtă nimic dacă da. te tragi atâta de tine la un moment dat. Da. E să complicat. Zicem, de, de aceea motorul, cred, motorul esențial în tot contextul ăsta este, vă spun, pasiunea. Mi se pare un pic paradoxal, pentru că bănuiesc că după Revoluție mai ales, lucrurile erau foarte incerte în acest domeniu, nu se știa cum, ce, de unde, încotro, dar încet, încet lucrurile s-au coagulat și acum, na, vrând nevrând se discută dimineața la prânz și seara de, de, de câte un film românesc, se așteaptă apariția unui nou film românesc și de fiecare dată de asta a început să de la uh, hai să zicem, linia aia cu gimnastica și cu fotbalul, la un moment dat te obișnuiești și lumea și societatea se obișnuiește cu un anumit tip de produs și de succes, feedback, care să fie să o mulțumesc, că din partea unui anumit domeniu. Atunci erau sportul, să zicem, acum e filmul. Nu ne mai punem problema foarte mult uh, cum o să fie primit filmul românesc, pentru că ne așteptăm, hai să zicem, ultimii cam 10 ani așa, să fie tot timpul apreciat. Acum, cât îi costă pe cei care sunt implicați în treaba asta rezultatul care ne satisface pe noi ca și consumatori? Aici e o problemă de discutat, înțeleg, și sunt diverse puncte de vedere. De, și despre consumatori, sunt consumatori și consumatori. Există Dacă o piață într-adevăr interesată de filmul românesc care să asigure no, un trai, să zicem, decent celor implicați? Da, toate calculele făcute, dar asta a fost din, din totdeauna, din totdeauna mai ales după 2000, anul 2000, 1989, da. niciun film românesc nu a fost capabil și poate nu datorită vinei sale intrinseci, ci datorită iarăși contextului, niciun film românesc nu a putut și încă nu o să poată să-și recupereze, să zicem, investiția. Da. Contextul este mult mai larg și un producător sau un distribuitor ar putea vorbi mult mai bine decât mine, dar foarte pe scurt ține de sălile de cinema, de costul de bilete, etc., etc., etc. Și chiar dacă, exact cum am spus pe, mai la început, chiar dacă, să zicem, merge un film afară și ia un premiu mai, mai răsunător sau mai puțin răsunător, când vine în țară, cu mici excepții, Totuși, dacă atinge câteva mii de spectatori, e e bine, da, pentru e bine. că lumea merge mai mult la blockbusterele americane. Bine. Deci, cumva este o nișă, să zic așa. Da. Asta este normal să fie așa. N-ai cum să te compari cu industria aia monstru și nici cu posibilitățile și nici cu capacitatea de a atrage public de, de pe exemplu, care o scoate iar, pe piață. Iarăzi iar despre uh, roxen, noi de-abia, și de-aia a trecut și așa de mult timp să se strângă finanțele ca să putem uh, face filmul și uh, apoi banii de promovare sunt, uh, sunt destul de puțini. încercăm pe Facebook da. foarte mult, sperăm să meargă pe termenul acela din gură în gură. Trebuie, uh, încercați orice, nu? Și sperăm, dar uh, nu n am putut... Uh, să spun, să punem bannere în toate orașele, pe toate autobuzele și să avem spoturi pe toate canalele de televiziune. Adică, așa ar fi normal, nu, nu s-au de dorit sau ideal. Așa ar fi ideal și asta ar, să zicem, ar fi semnul că o industrie ar funcționa și să ar normal. putea auto susține. Ori, din păcate, nu este nu este cazul. Până la urmă, oricum, tot ce aflăm că se întâmplă, să zicem, bun în România, aflăm de la treia mână uh, și, uh, așa, ca o surpriză, că sunt niște nebuni, nici nu ne vorbesc doar de film, și în alte domenii, la olimpici de la matematică. Sigur, sau, aia alte la, discuții, în fie, la, la fel de nebune. Dar chiar și în, și în sport, chit că e, e, e gimnastică sau popice, da. sunt niște nebune acolo ca ca care strâng din dinți și vor să facă chestia aia. Da. Și la un moment dat sunt apreciați și aflăm și noi la a treia mână, dar trece repede, că vin alte subiecte mult mai interesante, ca, ca de exemplu niște nunți, niște botezuri, care sunt mult mai zemoase așa. Da. <laughs> Ce Bun, să faci? dar... Uh... Așa mi se pare că viața de actor e ușor aventuroasă din punctul ăsta de vedere și nesigură, incertă din punct de vedere economic. Nu vorbesc neapărat de statut social care este fluctuant chiar și la ăștia foarte mari și care au impresia că la un moment dat cel puțin omenește vorbind se pare că l-ai prins pe Dumnezeu de un picior, n-ai cum să mai piști niciodată de acolo. E un risc asumat sau e o plăcere? Sau eu sunt amândouă în același timp? Păi vorbea Valentin mai devreme de pasiune. Dacă n-ai pasiune pentru profesia asta, mai bine te lași. Dincolo de pasiune, sigur că e o profesie extrem de periculoasă. Astăzi ești pe val, mâine nu mai ești. Astăzi joci un rol principal, mâine nu mai joci poate șase luni, un an de zile, zece. Deși Habana, și trebuie să mănânci zilele alea, cumva. Sigur. E, aici e problema că actorii de astăzi alergă foarte mult, să-ți foarte mult pentru proiecte, contracte, um, e o viteză, ce să spun, inadmisibilă pentru el, pentru că nu mai ai timp să te pregătești uh, pentru ce urmează important, adică mâine ai un rol principal, să zicem că vine un mare regizor, și tu în loc să stai să uh, te gândești la el, să-ți iei ace, uh, acel timp de două luni de zile să fii numai al lui, între timp te gândești, mai trebuie să fac o publicitate, mai trebuie să pun o voce, mai trebuie să-mi caut știu eu, ce eveniment ca să, ca să pot să, să trăiesc. Că până la urmă toată lumea are de plătit facturi, nu? Da. Și trebuie să mănânce. <laughs> nu ai ce să faci. Ei, această știu eu, acest stres pe care el trăiesc astăzi este, din punctul meu de vedere, un pic inuman. Adică ar trebui să existe pentru cei angajați în teatre un salariu decent cât de cât și pentru ceilalți care nu sunt angajați în teatru, nu, nu, pot, nu știu ce să spun. Adică ei aleg um, teatru alternativ, independent, dar da. și acolo Vinți dacă ești vedetă, dacă nu ești vedetă sau nu ai un nume sonor, ei se descurcă cum poate. Deci astăzi actorul se descurcă așa cum poate. E, e o discuție complexă și grea. Da, înțeleg și pe de o parte sau pe de, nu știu, pe de toate părțile, cumva dureroasă, cam pe unde o atingi. Da, este, dar până la urmă eu, eu zic că trebuie să fie o asumare în, în povestea asta noastră, până la urmă, în momentul în care te apuci și-ți dorești să faci actorie, trebuie să-ți asumi uh, sărăcia, din start. Interesant. Că se întâmplă mai departe, să poți să și trăiești bine din ea, da. asta ține de noroc, de stea, de... Uh, V-ar plăcea să trăiești numai din film? Sigur că da, dar nu se poate în România, Nu asta se, se poate, poate în numai la marile studiouri de... Producție de film, și asta aici vorbim de Statele Unite, de Anglia, da. nu-mi dau seama în Franța, dar poate și Probabil, Franța, în Spania sunt probleme, și acum am înțeles că nici lor nu le merge prea bine. Chiar am citit un articolul al Marelui Regizor al Moldovar care se plângea de faptul că nu mai au susținere și se dau tot felul de legi contra cinematografiei lor. O fi prea independentă? Poate zgârie prea mult pe ochi, pe A, auz, da, pe nu, cine cred știe. că și au subvenții, adică CNC-ul cred că există în fiecare an. nu cred da, că, 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 da, nu vreau să greșe, se, se că fac filme putea? strict independente, dar poate că sunt oameni mai mult, mă, 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 sunt oameni interesați acolo să ajute filmul independent. Asta Aveți nu vreun, vreun tip de film în care ați dori să, nu știu, să Participați pe un termen mai lung, eu știu. Poate vreți să jucați, nu știu, în thriller-uri sau în altă tipuri de, nu știu, de drame, tragedii, habar n-am, comedii negre, albastre, galben, roz. Păi eu am să vă dau un răspuns foarte realist. Vreau să joc... Orice ar fi. În orice film mi s-ar propune, <laughs> pentru că nu mi se propun prea multe, joc foarte rar. Da. Și sigur mi-aș dori să avem seriale, producție proprie, dacă televiziunile ar încerca să facă, să zicem, un serial de tipul Uh, tipul acelor seriale polițiste, să mm -hmm. dau un exemplu. Engleziști. Și nu numai. Da. Uiți Ui la mine și îmi ridici la plasă puțin. Da, da Am rog, avut o tentativă. Da, și el a avut o tentativă, de asta a spun. Așa, terminată doar pe trei sferturi uh, cu o miniserie, un proiect personal la care am ținut foarte mult și m-am zbătut foarte mult, numit uh, serviciul omoruri, la, la TVR. Era erau niște episoade uh, polițiste. Da. Cu Diana am lucrat atunci, era o procuroare. <gântu -i> și uh, a mers destul de bine până când, după al patrulea episod, s-a întrerupt producția că nu mai, n a mai fost, uh, -a mai Argințe. fost bani. Da, și dar s-a făcut foarte, greu. Am încercat să facem un fel de povești <coughs> polițiste, inspirate din, din ce mai mulți sau mai puțin cazuri reale, dar cu tentă românească, locală, însă, da. uh, uh, foarte, foarte umană, fără să copiem, să fie o simplă pastișă a, a serialelor, să zicem, de gen americane sau, uh, sau englezești. Uh, din păcate, nu, cum am spus, și filmul, chiar dacă e el pentru televiziune, e o scumpă și. de, suferă de, de multe chestii. Iana spune, da. Bun, se fac producții de televiziune de un fel sau sau altul, dar și acum, din ce în ce, din ce, în ce mai rar, tot așa, din motive economice. Eu am terminat filmul de filmat acum, mă refer la Roxanne, de data asta acum un an și de un an de zile caut și eu să ce se mai poate face Bun. și e e așa, e ca pe Marte unde s-a descoperit că există viață dar la un moment dat se pare că există puțină apă. <laughs> păi e bine, asta înseamnă că trebuie să ținem speranța. Haideți să vedem partea plină a paharului, să vorbim direct despre film. Cum, de unde a pornit și de ce Roxanne? Uh... A, a pornit de la o întâmplare pe care am trăit o chiar eu când eram un puști, în primul an de liceu, uh, când am făcut împreună cu alți colegi de la liceu la care eram uh, o dedicație muzicală pe atunci la... și vorbesc de concurență acum, la Europa Liberă. Da, <laughs> nu e niciun fel de problemă. Uh, Scuze-mă. Da, nu e problema. Uh, am făcut o dedicație cu melodia Roxen pentru o fată Roxana. Deci lucrul ăsta uh, a apărut, cum bine. zicea Diana, de la o întâmplare rară, un regizor a scris ceva prin ce a, ce a trăit. Asta adevărul. Da. De -a Iese adevărul, la spus, da? Uh, bun, asta a fost punctul de primire, uh, pornire pentru scenariu peste ani și ani de zile, uh, în rest, în fine, în poveste totul e ficționalizat, bineînțeles. Sunt mari diferențe. Eu am avut întâmplarea aia în 80 Acțiunea filmului, în fine, începutul și această dedicație a personajului din film e în 89 și peste 20 de ani, acțiunea filmului să film plasată în 2009, 2009. peste da. 20 de ani, omul se duce să vadă, domne, ce s-a întâmplat acolo de... Uh, s-au prins securiștii că a trimis el scrisorica respectivă da. și, uite, așa dă în alte ale alea. În alte bucurii. Așa a, început, să zicem, tot, toată povestea filmului, scenariului. Bine, pentru scenariu am apelat la o mai veche colaboratoare și prietenă, Ileana Muntean, care am lucrat la acel, acea miniserie, v-am spus, Serviciu Mor, de la, care a fost pe, pe TVR. Bun, am lucrat împreună și cu Anca Grădinariu și cu Vlad Randafir și le mulțumesc. Având acest subiect, Ileana fiind de acord să se implice în el, pentru că i-a dus greul ca scenaristă, am apelat la Ada Solomon, producătoarea, pe care na, cu care am avut multe istorii în tinerețele noastre, pentru că ne știam de mult și știa zona. Ea, ei a plăcut foarte mult proiectul și împreună am început să ne luptăm să să ajungă la, la lumină. Dar a, a, durat. Cum am spus, a, a, a durat. durat. A durat. A, a fost un tunel mai lung. Da. Până la lumină a mai ținut. -am... Dar oricum, acum am ajuns la capătul acestui tunel. Putem să fim de partea cealaltă. Spuneți-mi, cum a fost să lucrezi acest personaj? Cred că vă plac lucrurile astea mai complexe, așa. Eu cred că fiecare personaj are complexitatea lui. Are forța lui, dificultatea lui. Nu, nu, nu le pot compara. Eu ce pot să spun este că trăind în perioada comunistă, parcurgând tot ce înseamnă ea, știind lucrurile care s-au întâmplat, pornind de la cenzură, ostracizare, lipsa libertății cuvântului. Asta le știm, cei care suntem generația 40, 40 și chiar și ceva mai tineri decât noi. M-a ajutat foarte mult. Practic jumătate din rol era ca și făcut. N-a mai rămas decât să rezolv cealaltă jumătate. Cea care ține de problema conștiinței, de a ascunde adevărul, a minciunii, a trădării, pentru că astea sunt, de fapt, temele acestui film. film. Da, eu aș adăuga și sacrificiul. Și sacrificiu, da, în ce mă pentru că, da, la până la urmă, totuși, e, 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 e o victimă, e, e un rezultat al uh, unui sistem, al unei societăți. Să nu uităm că uh, foarte multe femei atunci, uh, și numai femei, societatea era nevoită să facă extrem de multe compromisuri erau nevoiți să ascundă să trăiau într-o frică da, sunt lucruri pe care astăzi e greu să le explici celora care habar n-au ce trăiam noi da, dar totuși este important măcar să știe că așa ceva se întâmplă sau să sperăm că s-a întâmplat eu cred că ăsta e și sensul acestei povești să spună ce s-a întâmplat atunci. Da, este foarte adevărat că pare că miezul și, mă rog, marea miza filmului este asumarea. Fiecare trebuie să asume câte ceva. Unul trebuie să asume că e tată, altul că nu este, altul că e domne, Copilul respectiv aparține al cuiva. Adică e o treabă dură pentru niște adulți să se trezească toții într-o nouă ele. conjunctură vis-a-vis -vis de ei înșiși, în primul rând, și, și, ta, și din jurul lor. Și eu, e, e chiar o povară a asumării pentru, pentru ei. Pentru Totuși, că ca de obicei, nu vreau să fiu acum răutăcios, dar femeia este în centrul atenției, ca să nu spun de vină. Deși, păi și de ce ar fi de vină? Păi noi nu știm, așa vorbește lumea în timpul filmului pe Acolo, uite domne, tărărărărără Ea e undeva în centru, toată lumea se învârte în jurul ei Este foarte adevărat și lumea la propriu da, și lumea la alta. ar fi mărul discordiei. nu știu dacă al discordiei. Toată lumea vroia să fie într-o relație cât mai armonioasă, <laughs> am impresia, nici este acolo. <laughs> nu neapărat de discordie, dar discordia venea pe parcurs așa. Că niciodată o monedă cu o singură față. Ar fi bine. Așa Una ai. să fie calpă și cealaltă. Dar, într-adevăr, după cum a spus... și vorba de un lucru ascuns care la un moment dat mai devreme sau mai târziu trebuie asumat. E și un soi de fatalitate în acest scenariu are ceva inexorabilul. trebuie la un moment dat să se petreacă, dacă de, de asta... Bine, știți cum e, greșelile trecutului mai devreme sau mai târziu să răzbună. Da, de, așa spune urmă, teoria cel puțin. Păi da, până la urmă devenim ceea ce suntem și asta cred că se întâmplă și cu ei. <laughs> da, sau devenim, alții spun, sunt și mai răi, devenim ceea ce ne-am dorit. Și asta e foarte adevărat, da, nu știu... Nu știu, unii dădeau bine acolo în avea, și deau într-o casă foarte frumoasă, se muncise și acolo foarte mult din anumit punct de vedere, se făcuseră și niște compromisuri în toate părțile. Mi se pare foarte interesant personajul masculin. Pica așa ușor ca musca în lapte sau este vrând nevrând îngerul justițiar, nici el nu știe ce îl poartă încolo? Nu, uh, nu, în Nu, niciun caz nu l-am gândit ca un înger. Nu e abadon săracul, nu extermină uh, pe nimeni. Da, da. Că uh, nu, e un gen de personaj, în fine, există, cred, în, în, în jurul nostru. Lui îi lipsește o agresivitate, îi lipsește, uh, da. uh, nu știu, tupeul și toate astea. E un tip care îi place să stea acolo, că, -l, că -l da, în Dar i s-a ceva și nu are realitate și el trebuie să-și asume. În fața unei ipoteze pe care da. intră în cap în momentul respectiv, chiar și el trebuie să se... Desghioace puțin, da. numai că o face așa cum, cum știe și cum poate pe undeva împotriva, să zicem, felul lui de a fi, dar ceva nu-i dă pace Asta mi se pare un cuvânt e... foarte bine e... spus e... acum pentru că într-adevăr se produce un disloc oamenii deja sunt într-o carcasă și au făcut o viață e complicat e... să-i deșurubărești după ce abia s-au sigilat și mai ales el pe el și de aceea să zicem și în modul acesta ușor naiv. O, Mi se pare uh, ambigu personajul uh, e ambigu uh, creionat. De, nu nici pentru că nici nu este unul să zici băi am ajuns la, nu știu, la 38 de ani și sunt oțel acum știu de unde încep și unde mă duc și cum merg și cum vorbesc și cum nu, nici A, nu este și viața lui total este... maturizat. E, și în contextul asta, așa Așa reacționează sau așa se insinuează în viața celorlalți pentru a afla în nepriceperea sa câte ceva despre un posibil adevăr. Și de aici aerul așa ușor mai... Uh, uh, mai cu grijă, mai mi se pare să... un arcivilizat civilizat acolo. Păi, ceea da, ce pe e surprinzător nu e un pentru filmele nu e un, noastre. Nu e un pentru mine Nu e un tupeist Și e un om cu bun simț. Și lui vine greu să se bage și nu știe, nu are uh, flăru de polițist sau eu știu. Chiar dacă. Uh, da, mai mult decât atât de nu un... să fie ca un soi de fals poliție. Acum, peste an, iată că din urmări, de din urmări. Micul detectiv. Dar uh, o face ușor. Pe da, nibir, da, da. nici nici nu ne fiind în pielea lui când face lucrul ăsta, de aici e absolut... Păi bănuiesc că e silii de asumare asta de care tot da, vorbim aici. Da, dacă n-ar fi asumat asta, n-ar fi făcut-o niciodată, dar așa e cumva obligat să o facă. Și fără să-și dorească să facă rău, totuși na, calcă în străchini, dă peste cap niște niște lucruri și uh, asta cumva îl, îl scutură și în final trebuie să facă totul, să ia niște decizii cât de cât mature, sau măcar atât de târziu să. să-și să, să dea seama să că e adult. Seama că măcar ar, de acum încolo poate ar trebui să înceapă în alt fel. Ați spus de o morală A, și de o latură morală care vă interesa aici în film. A, până la urmă, eu am totdeauna un fel de. semn de întrebare cum e când ești moral uh, și când alegi să fii moral. Pentru că lumea am văzut că na, e civilizată în general uh, și alege să fie mai degrabă civilizată decât morală. Și filmul, chiar așa, cu caturile lui și începutul și sfârșitul, nu este decis, nici el nu se știe ce se va întâmpla de fapt. Se face o promisiune din partea tatălui, care e tată sau mai puțin tată, uh, celălalt nu promite nimic, cel care și-a asumat paternitatea ca atare sau și-o revendică, iar cu, din partea copilului nici atât laie sau bălaie. Lucrurile sunt lăsate într-o suspensie și într-o ambiguitate și mai mare. Latura morală, asta vreau să spun, până la urmă, este împlinită sau nu a personajelor? Aș începe eu puțin ca să rămânesc. Deci, am considerat că spre încolo trebuie să meargă lucrurile și în ce sens dacă istoria în fine cumva iese la iveală spre finalul filmului și adulții își mărturisesc toate cele culpele celeau, fiecare celeau, ascunse, totodată, apropo de morală, chiar la nivel tacit, decid cumva că dacă ei și-au lămurit lucrurile și au arătat toate mizerile între ei, da. cel tânăr, cel ce vine nu are niciun rost să fie mânjit și apăsat de culpa lor de ce și vor să-l protejeze. Da. Și apropo de, de ultima sevență de final final, decizia aia cel puțin este luată atunci, pe moment, în mo la data respectivă e un soi de final deschis care își pune da. această, această morală. Nu știi ce s-a întâmplat peste două săptămâni, trei luni, un an. Da. Dar în momentul ăla, la data aia da. numai așa s-a putut reacționa. Deci din punctul nostru de vedere conturile între ei sunt reglate. Cel puțin da. la momentul respectiv. Și pentru... Dar... De zic, dar el am a... o întrebare eu care a fost să fie lăsat da. Da. ce cred eu și nu da. să repet da. acest lucru. Eu cred... Și acum mă refer la personajul meu și al lui Mihai Călin, soțul din film, că ei se merită unul pe celălalt. Ei sunt sudați. Da. Ce se întâmplă este doar că uh, aceste probleme de conștiință puse în, 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 în film, odată spuse, odată eliberate, ei vor merge mai departe cumva. Dar nu reiese din toată treaba asta că Uh, cel puțin din durata filmului, având în vedere că, așa după cum spuneați, copilul ar trebui protejat. Asta înseamnă că el, de fapt, nu cunoaște adevărul. Păi și nici nu l va cunoaște niciodată, pentru că asta s-a hotărât. Se, La se în momentul spune. respectiv, nu se știe. În, Am zis, în momentul ăla și nu știm ce se va întâmpla. Nu știm ce se va întâmpla. Lumea m-a mai întrebat după proiecții, domne, dar nu face și partea a doua. Asta, Și da. așa <laughs> mai, mai, mai mult sau mai, mai glumă, mai serios, am zis, domne, cine știe, poate peste un, un an taică să și spune fără să vrea de vreo și lucrurile sunt și deschise. Și intrăm în alte, alte chestii. Adică mie mi s-a părut că lucrurile s-au clarificat cât de cât el a aflat cine l-a turnat. Ea într-adevăr știe sau ea știa de la început. Bă. Recunoaște <laughs> da, că e da, copilul recunoaște, Iar mort. tatăl celălalt este informat de starea ca atare. Cel puțin la nivelul lor s-au lămurit treburile. Pentru copil, pentru următoarea generație, într-adevăr există un soi de protecție. Dar apropo de latura aceasta morală, lucrurile nu sunt puse, cel puțin ce văd eu la punct vis-a-vis -vis de copil. El este protejat într-o stare care nu este cea adevărată. Dar, dacă dar ce ar însemna latura morală pentru păi copil? Păi să să-i spunem adevărul, nu? Și unde ar duce acest adevăr? Nu știm, la adevăr, în nu orice caz. Aici, aici. aici, cât, aici la aici, adevăr. <laughs> asta îmi place. Cum Eu cred face, că m -a m -a nu l-ar ajuta. Pentru <laughs> că ăsta a fost pe undeva și un scop, o conotație între cei noastre povești. E dilema în care se naște, în care se naște în această povește. Ce? Bun, cauți și lupți pentru descoperirea adevărului, dar ce poți face cu el, atunci când dezvăluirea adevărului poate face mai mult rău decât bine. Ce faci? Da. Că e o dilemă. Da. E dilema personajului principal, dar e o dilemă, acum, dacă ne uităm în jur, chiar și a societății în care trăim. Că e tot... o dilemă noastră tuturor. Da. Da. În cine e, e, de și ar fi parte, bine să nu fim puși în asemenea acest, gen de situații. Acest final ales, care e aproape deschis, cum a dar care, în momentul respectiv, cum am spus, e clar că, ce puțin, atunci adulții aleg să-l ferească pe da. tânăr de alte probleme. În Acest final deschis cred că este cel mai bun, pentru că dacă am fi făcut judecăți de valoare și am fi zis, Domne, spre asta trebuie asta, ăsta e alb, ăsta e negru, da. ar fi fost atunci un film tezist. N-am vrut nimic tezist în, 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 în demersul nostru. E o problemă posibil umană, poate mulți s-au întâlnit cu, cu situația asta. Eu o, o, o luptă pe, care trebuie, na, are loc uh, permanent, dar dacă am fi arătat noi, ca autori, domnule, ăsta e albul și ăsta e negrul, da. deci uh, nu există altfel. Ar fi fost atunci, probabil, un film tezis, propagandistic, care, unde am ar fi arătat că ce răi sunt ăia, care mai de mult au fost buni și viceversa. Da, mă rog, s-a purtat chestia asta, da. probabil că se mai poartă. E și asta, iar o temă de discuție: da, Dar bun uh, și buni răi. Dar, pe de altă parte, și prin acest personaj, Victor, cel tânăr, tineretul, am da. venit și mă doare sufletul când zic treaba asta, dacă am ajuns la da. vârsta să vorbesc așa. Da. Uh, e bine. Văzând filmul vor cunoaște sau vor auzi de fapt de ce condiții au fost înainte ca, da. ca ei să prindă uh, viață și măcar așa, undeva un clopoțel la care este sta, băi să fim atenți să ne ajungem cu Asta ba, e situațiile foarte important. Ale. E foarte important, măcar ca ideea de că clopoțel să existe undeva, ideea de alarmă, dar atâta vreme cât nu li se spune, nu li se atrage atenția e, și... Poate e un în început și poate... am vrut să facem ceva tăzist, am bine, să dar... facem un film curat, simplu, on, onest, care să, să curgă uh, ușor, care astfel să ajungă ușor la, uh, la oameni și uh, uh, să nu fie ceva sforăitor, uh, spus ca o lecție de istorie, de-aia pe care trebuie să o înveți, cum era pe vremurile noastre, de trebuia neapărat să reții uh, punctul și virgula și, și, data, ci tot contextul, toată ideologia, tot e mult mai, mai important. Poate asta e un alt fel de a ne povesti istoria, încât să încât să-i facă uh, pe ei singuri cei mai tineri să se ducă acolo sau să se intereseze de ce și cum au fost, decât să le bași tu într-un mod fals, cu lingurița, forțat ceea ce crezi tu că este adevărul. Da, înțeleg. Haideți să vă mai întreb ceva. Credeți că femeile în comunism au fost mai vulnerabile în fața sistemului decât bărbații? Da, absolut. Dacă ne gândim iarăși la această poveste, la acest personaj, și din punctul meu de vedere nu pot decât să o apăr pentru că altfel ca actor ar însemna <shad Celsius> să o judec <trimming> și nu e rolul <captions> <én n> <sim04> de de. Os, sigur, nu e rostul meu și rolul meu este să mă apăr personajul până în pânzele albe pentru că altfel nu l-aș putea realiza. Gândiți-vă la acel decret 770, 770 1966 dat de Tătucul Ceaușescu da. care interzicea avorturile nu să nu fi fost vulnerabilă femeia atâta timp cât, dacă rămânea însărcinată, făcea o căsătorie forțată. Deci, dacă... din toate punctele de vedere, era o capcană. Sigur Înțeleg. că da. Și era și o în luptă... În primul rând, moral. Și, pe urmă, hai să spunem da. ca libertate Și era o luptă subterană a femeilor de a face aceste întreruperi în condiții de igienă precară. De, de mare, umilință. Da. mare umilință, mare da. umilință pentru Mark femei. 4-3-2-1, da. cred că tratează acest subiect mult mai pe larg decât aici e doar o consecință, dar da. acolo se spune foarte clar. Și da. mă rog, cu, cu o ieșire vazi fericită din toate problemele de la momentul da, respectiv. Da, da. Dar destul de umilitoare pe pentru sigur. o femeie. Sigur, sigur. Pentru că... Traume cu traume cu mari. Iată, atât de mult încât după 20 de ani cineva nu poate să iasă personajul masculin principal, nu poate să iasă din treaba de atunci. Vrea să cunoască ce i s-a întâmplat și de ce. Până da. la urmă e absurd să fii urmărit de un sistem doar pentru că ai trimis o nenorocită da, dar, de dedicație la... Știi, e ca vorba aia că dolar cu dolar se face milionul. Așa și sistemul. Cât Sigur, în mai da. mici detalii ale vieții fiecăruia da. intra, cu atât... Păi asta arată cât arunca, de, cât arunca, de era profund era implicat în medicină, nu puteai să mai miște, niciun fel, dacă ți ajunge și în pat, vorba aia chiar că este deja nebunie. Și ajungea și pat. Păi împat. ajungea, la și modul dincolo, cel mai concret, din păcate. Dincolo de asta, foarte mulți tineri de astăzi și chiar și maturi nu pot să creadă că așa a fost. Tocmai de asta bănuiesc că nu putem obosi nici prea curând, nici prea repede, tot vorbind despre lucrurile astea, pentru că ei nu prea. Te naști când te naști. Acum, mi-e greu mie să-mi reprezint într-o dimensiune corectă, de exemplu, rolul celui de-al doilea mondial. Am bunici, am. Și așa mai departe, oameni care îmi povestesc, dar ca să îți dai seama de ce înseamnă dimensiunea asta, e mai complicat. Da, trebuie, trebuie să, să te... le fi trăit, dar... Nu, le... sau măcar să fi da, preocupat, să, să știi că au existat le poți în Să le da. adică să și te să, pui să faci un mic efort. Sigur, să în situația respectivă. Da, da, da. da. E mai mult decât atât. Trebuie de ambele părți să, să vină în întâmpinarea subiectului. Dacă nu se dorește din nicio parte, da. apropo de ai să-i protejăm, iar ei practic nu au niciun fel de vină că nu știu. Dar gândiți vă că asta vine din mentalitatea noastră. Pe păi, probabil că s-a suferit atât de mult încât nu vrem nici măcar pentru noi înșine și pentru și ai noștri e, să ne e, mai aducem e, aminte. E, e mentalitatea românească. Hai să-i protejăm. Hai să-i ajutăm să da, nu adevărat. treacă prin ceea ce am trecut noi. Alții fac Eu... exact pe dos. Da. Din treaba asta, din propria lor suferință. Și fac un, nu știu, până la urmă, un simbol, și nu, Doamne ferește, nu pot să vorbesc despre suferință ca de un bun public, dar un mod de atenționare publică, măcar. Băi, fiți atenți despre noi înșine, unde putem ajunge. Nu, și mai e o latură. Copiii nu trebuie să plătească pentru greșelile părinților, evident, da. Adulților, rudelor da. și așa mai departe. Cred că asta a vrut să spună și Valentin. Da, ce o stare să... Dar la funezi. un moment dat trebuie să-și asume și ei posibile greșeli ca adulți, măcar mai târziu undeva, a, adevărul a trebui. trebuie, a trebui, trebuie a spus. Da. Măcar bănări. în ei, așa, în intimitatea lor. Măci, uh, măcar... Ne apropiem de sfârșit și aș vrea să vă întreb, vă doriți ceva anume de la filmul acesta? Bănuiesc că sunt mai multe chestii, dar ceva vis-a-vis -vis de el? Uh, bun, deja e... E de ceva timp în cinematografe film, pentru cine nu l-a văzut până acum, și repet, se cheamă Roxen. dacă a ascultat ce am vorbit, să nu se teamă că e un film întunecat cu securi și cu toate, nu are și cu absolut, absolut nicio legătură cu asta. Se întâmplă în zilele noastre, în spații curate, civilizate, cu oameni care și-au găsit locul în lumea asta, are, a căutat emoția și nu m idee, ferit de ea, are și, și umor, ce un film de altă natură, nu vreau să fie, că există o prejudecată, că film românesc înseamnă automat întunericire, întunericeală, întunericeală Vorbe urâte, etc. Da. Nu, nu are absolut nicio legătură cu chestiunea asta, de-aia să-și calc, să calce lumea peste pe de și să se ducă uh, să-l să vadă. E, asta sper eu de la, de la filmul ăsta, uh, o poveste care, zic eu, nu curge, care poate emoționa, dar care poate uh, să-ți aducă pe parcurs ei și, și, și zâmbete uh, și apoi dacă rămâne cu ceva omul uh, și cei mai în vârstă și cei mai tânări, tineri cu, cu tineri atât, cu atât mai bine. De să fie un pas pentru iarăși, pentru a merge mai încolo cu povestea noastră, cu, viaț cu viețile noastre și cu filmele noastre. Am acum, înțeles, sper. Și pentru dumneavoastră? E întrebarea aceea stupidă de fină, cretină, care să... poate va plăti și pentru viitor? Pentru viitor? Da. Uh, și pentru viitorul filmului, normal. Ce voi face eu în viitor? Nu, ce v-ați dori? A, ce mi-aș dori? Mi-aș aia... dori roluri, tot mai multe roluri. <laughs> și pentru că Valentina a spus tot despre film, eu pot să spun doar atât că este un film despre oameni, uh, pentru oameni. Și mi-aș dori ca fiecare, ca publicul sau cât, cât mai mulți oameni să vină să-l vadă, să avem public în săl, pentru că ar fi păcat. Mulți se vor regăsi în povestea asta. Am cu siguranță. Asta este cel mai important, într-adevăr, să fie vizionat. Diana Dumbrava, Valentin Hotea, vă mulțumesc pentru participare. Vă tuturor încercați o răbdare să ne ascultați. Vă mulțumesc și voi. rămâneți în continuare pe RFI.